Ne-am întâlnit astăzi într-o zi specială pentru Partidul Național Liberal. Se împlinesc 146 de ani de la înființarea formațiunii politice. Cum arată acum Partidul Național Liberal la 146 de ani de la înființare? Da, e o zi de sărbătoare pentru noi liberalii. Aniversăm 146 de ani de existență. Practic, suntem cel mai vechi partid din România, din rândul partidelor istorice, nu a celor emanate după decembrie 1989, când, din păcate, foarte multe formațiuni au apărut pe structura fostului Partid Comunist, sub diferite nume și sub diferite etape. Practic, de istoria Partidului Național Liberal legăm cele mai importante momente din istoria României, dacă e să pornim de la războiul de independență, de la 1 decembrie, momentul României dodolațe, dacă e să ne referim la ceea ce a însemnat prima reformă agrară din România modernă, despre ceea ce înseamnă reforma electorală instituită de guvern al Partidului Național Liberal, de cea mai bună perioadă de creștere economică dinainte de război, tot sub un guvern liberal. Deci o întreagă istorie. O întreagă istorie, cu bune cu rele, a urmat, din păcate, prigoana de după 1946, când majoritatea liderilor Partidului Național Liberal au luat drumul închisorilor comuniste. Din păcate, foarte mulți au pierit în aceste închisori, inclusiv membrii marcanți ai familiei Brătianu. Practic, după 1989, am revenit pe scena politică cu mai multe aripi și aripioare, un partid oarecum fărămițat, care a reușit să se adune în marele fluviu al Partidului Național Liberal și care a demonstrat, cel puțin și anul trecut, că atunci când România are nevoie de Partidul Național Liberal, noi suntem alături de România și spun eu că am reușit să trecem cu un guvern liberal poate cea mai urâtă perioadă de după război, această pandemie care ne-a dat peste cap, iar acum vedem, ca să zic așa, speranță, vedem luminița de la capătul tunelului, ca să folosesc acest termen, privind cu încredere că vom putea ajuta România în perioada următoare să trecem și în ceea ce ne dorim, adică o dezvoltare a României pe baze economice.